Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Victoria Vlas și vă prezint principalele știri ale rețelei aici. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Gheii și lesbienile din Moldova vor deveni minorități sexuale. Aleșii locali din Orhei critică activitatea poliției. Progrese în domeniul șahului la Soroca. Gheii și lesbienile din Moldova vor deveni minorități sexuale. Parlamentul a votat vineri 25 mai în două lecturi legea privind asigurarea egalității. În timp ce deputații votau legea egalității de șanse, sute de persoane au protestat împotriva acestei legi. Preoții au citit rugăciuni și au sfințit Palatul Republicii. Spunem încă o dată un nu categoric acestei legi. Este nu altceva decât o bombă care atentează asupra viitorului copiilor noștri. Împotriva legii au votat membrii grupului socialiștilor. Deputații comuniști boicotează ședințele legislativului. Scandalosului proiect de lege privind combaterea și prevenirea discriminării, redenumit ulterior legea cu privire la egalitatea de șanse, iar pe data de 23 mai 2012, în ședință de guvern, la propunerea primului ministru, aprobat ca lege cu privire la asigurarea egalității, având practic același conținut, de fapt, este o nouă trădare din partea actualei puteri. Sintagma orientare sexuală, ea se referă doar la angajarea în câmpul muncii, totuși există o teamă și o îngrijorare că în spatele acestei sintagme este de fapt o agendă pe care încearcă să o realizeze aici în Republica Moldova cei care susțin mișcarea homosexuală, mișcarea de orientare sexuală netradițională. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a menționat că această lege nu va permite admiterea familiilor homosexuale, adopții de copii, parade gay. De asemenea, noua lege nu pune pe nimeni sub responsabilitate administrativă sau penală, ci vine să asigure neadmiterea discriminării pe principii de apartenență etnică, lingvistică. Republica Moldova și-a asumat votarea în Parlament a 42 de legi. Ceea ce am votat noi astăzi, legea cu privire la asigurarea egalității și legea care prevede reorganizarea Centrului pentru combaterea corupției, sunt ultimele două legi restante. Proiectul de lege privind asigurarea egalității a fost votat de 53 de deputați. Adoptarea legii cu privire la asigurarea egalității constituie condiție impusă de Uniunea Europeană pentru ca Republica Moldova să avanseze în dialogul privind regimul liberalizat de vize. O echipă de medici specialiști, urologi ai Spitalului Republican din Chișinău, în parteneriat cu compania farmaceutică Menarin Berlin Chemi, au vizitat vineri 25 mai Spitalul Raional din Drochia. Scopul vizitei este consultația și investigația contraplată a bărbaților de vârsta a doua pentru prevenirea adenomei de prostată și cancerului. Medicii specialiști ai Spitalului Republican din Chișinău au venit la Spitalul Raional din Drochia pentru a efectua consultații și investigații gratis bărbaților. Scopul acestei acțiuni este de a preveni creșterea numărului bolnavilor de cancer la prostată. Acțiunea aceasta este asociată între Societatea Urologilor din Republica Moldova cu producător de medicamente firma Berlin Chemie, care ne ajută și în această acțiune. Scopul este să vedem totuși situația reală de sănătate a bărbaților în Republica Moldova, să avem niște date depistate activ și să creștem calitatea vieții bărbaților de vârsta a doua, vârsta a treia. Noi am avut câțiva pacienți, până la 10 deocamdată, dar pe coridor așteaptă foarte multă lume și deja avem rezultate. Cu părere de rău, pe sănătate nu prea bune. Problema hiperplaziei prostatei și a tractului urinar este foarte actuală în timpul de față și era de mult
solicitate așa o acție care noi o petrecem azi. Datorită companiei Berlin Chimie, Minerinii Berlin Chimie și în parteneriat cu medicii urologi Spitalului Republican, noi avem azi în orașul Drochia o acțiune foarte importantă. La examinarea solicitată de mai mulți pacienți cu problemele tractului urinar, hiperplazie prostatei, sunt scris, adică au fost examinați și sunt scris în jur la 100 de oameni. La intrare s-au făcut cozi de oameni care așteptau să fie consultați de specialiști. Pacienții spun că sunt mulțumiți că vor fi consultați în raion și nu vor fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău. De dimineață ședem la rând aici. Au grijă de narod. Ginecul a venit, este medicul, este măcar să ne controleze pe moșnerii ăștia noștri. Mai vedem ce a rămas. Bun avem. Bine că avem și asta. Măcar o lecuț, măi. Sănătatea e tare scumpă. În tinerețe n-am păstrat-o, dar acum o căutăm. Mulțumim din suflet pentru că s-au trudit medicii la Chișinău și au venit să ne dea o mână de ajutor. Potrivit medicilor, astfel de acțiuni urmează să fie efectuate în majoritatea centrelor raionale din Republica Moldova. Dezbaterea prinsă între aleșii Consiliului Raional Orhei au continuat pe marginea subiectului cu privire la asigurarea ordinii de drept a prevenirii și reducerii criminalității și corupției în raion. Detalii aflați imediat. Dezbaterea aprinsă între aleșii în Consiliul Raional Orhei au continuat pe marginea subiectului cu privire la asigurarea ordinii de drept, prevenirii și reducerii criminalității și corupției în raion. În cadrul dezbaterilor, vis-a-vis de cazul omorului lui Alexei Veretco, alias Krasavchik, noul comisar de poliție Ion Chicu a recunoscut că poliția se face vinovată de acest omor. Omorul lui Alexei Veretco putea fi evitat dacă el era arestat, iar o parte din vină în acest caz o poartă și poliția. O declarație în acest sens a fost făcută de către noul comisar al raionului Orhei, Ion Chicu, în cadrul ședinței Consiliului Raional. Lucrătorul de poliție a fost băiat, a fost un scandal. El trebuie procedură care scrie cerere, și înregistrat, să anunță procurorul și procedura asta nu a fost făcută. El a hotărât simplu să ducă să cu bandiții să clarifice. Consilierii și reprezentanții societății civile au criticat dur activitatea poliției și cred că noua conducere va schimba în bine situația din cadrul Comisariatului de Poliție Orhei. În ultimul timp, peste tot se vorbește că Comisariatul de Poliție din Orhei este cel mai corupt, că Procuratura din Orhei este cea mai coruptă. Chiar în ultimii trei ani, de trei procurori au fost reținuți cu mită aici la Orhei. Despre Comisariatul de Poliție se spune că sunt cele mai multe, chiar și inițial, sunt cele mai multe crime nedescoperite, pentru că, ca tare, polițiștii din sector nu se ocupă cu ce ar trebui cu îndeplinirea funcțiilor de bază. Îi vedem în calitate de polițiști rutieri, îi vedem cum se ocupă că fac ordine publică, căutând undeva să le cadă o căpică, un leuț în buzunar. În genul de stare criminogenă de la Orhei, mai ales pe cazul Krasavchik, se arată că este o implicare a forțelor de poliție cu cele ale lumii interlope. În cadrul raionului, serviciul inspectorilor de sector, adică a ordinii publice, este coborât la zero. Practic, el este ineficient. Unde nu te întoarci, cu cine n-ai sta la vorbă, populația este nesatisfăcută de acest serviciu. Din Ministerul Ajutor am din toate părțile, în fiecare dimineață raportează domnul ministru situația. E un colectiv care, într-adevăr, sunt băieți de treabă, care vor să lucreze, nu erau consolidați, să înțeleagă sarcina care pentru ce primesc salariul de la stat pentru ce le plătește. Schimbările noi n-a să le facem cu sabie, tăiem în stânga, în dreapta, ni clarificăm în orice întrebare. Are succes și vă garantez că ar fi succesuri bune, numai trebuie o leacă de timp. Colonelul de poliție Ion Chicu a fost numit în funcție de comisar al raionului Orhei pe 7 mai printr-un ordin al ministrului afacerilor interne Alexei Roibu. Fostul comisar a fost demis din cauza incidentului produs pe 28 aprilie în fața unui restaurant din Orhei, soldat cu moartea presupusului lider criminal Alexei Veretco. Una din versiunile anchetei ar fi reglarea de conturi. La ședința Consiliului Raional au fost puse în discuție peste 20 de chestiuni. Următoarea ședință a Consiliului Raional Orhei va avea loc în luna iulie.
Delegații din Estonia, Polonia și un expert din Germania au semnat acorduri de colaborare cu administrația publică locală din Ungheni și reprezentanții mediului de afaceri din regiune. Cu ce scop sunt semnate aceste acorduri, ne spune Mariana Gasnaș. Timp de 3 zile, reprezentanții din Polonia, Estonia și Germania au vizitat localitățile raionului Ungheni pentru a analiza potențialul economic din regiune în vederea dezvoltării unor parteneriate de colaborare. Pentru raionul Ungheni, acordurile de cooperare transfrontalieră reprezintă o oportunitate de a crește capacitatea, devenind un motor de dezvoltare, o cale de promovare a bunei vecinătăți, de stimulare a dezvoltării economice echilibrate și a stabilității sociale prin valorificarea resurselor locale și regionale în cadrul unor proiecte comune. Iurie Toma a mai menționat că parteneriatele transfrontaliere au un rol important pentru dezvoltarea raionului Ungheni datorită faptului că se obține o experiență europeană demnă de urmat. Rolul parteneriatelor transfrontaliere sugerează necesitatea punerii în discuții a subiectelor ce țin de experiența europeană în parteneriatele transfrontaliere. Evenimentul de astăzi va servi drept o platformă eficientă de discuții și schimb de idei în vederea dezvoltării unor parteneriate durabile. În cadrul acestei întrevederi, reprezentanții mediului de afaceri locali au prezentat care sunt domeniile de activitate din raionul Ungheni, iar cei străini au prezentat experiența din regiunile din care provin. Evenimentul a culminat cu semnarea unui acord de colaborare dintre raionul Ungheni și județul Iojeva din Republica Estonia, iar cu județul Novi Sad din Republica Polonia s-a semnat o scrisoare de intenție de colaborare. Malikisha, lo do etogo Malikisha da ušlo время. И этот шаг договор, который подписан, я думаю, что это дает возможности, чтобы добивать отношения не только между Эстонией и Молдовой, а между Молдовой и со всем Евросоюзом. Prioritățile regionale între județul Iojeva și raionul Ungheni sperăm să avem, în primul rând, legături, punți, unite, strânse. Avem necesar să studiem, dar e necesar să valorificăm potențialul nostru. În a treia duminică a lunii mai, comunitatea internațională comemorează persoanele decedate de HIV. La Cimișlia, membrii Centrului Tineri pentru Tineri au organizat cu acest prilej un flash mob în centrul orașului. Voluntarii Centrului Tineri pentru Tineri și-au pus scopul să sensibilizeze și să informeze locuitorii orașului Cimișlia despre importanța toleranței vis-a-vis de maladia HIV-SIDA. Motoul flashmob-ului este să memorăm pentru a trăi. Asta nu înseamnă că infecția HIV este finalul vieții persoanelor. Sunt șanse de a trăi și cu infecția HIV, dar noi, cei din comunități, trebuie să fim apți de a-i accepta, apți de a-i integra în societate, apți de a-i întinde o mână de ajutor, apți să-i avem membri ai comunității. Această zi se mai numește Ziua Lumânărilor Aprinse, de aceea participanții au aprins mai multe lumânări simbolice în memoria celor care au murit de HIV-SIDA. Trebuie să cunoaștem că persoanele care au fost infectate cu HIV, aceasta nu este o răsplată sau o pedeapsă pentru comportamentul lor, pentru viața sexuală sau pentru folosirea drogurilor, și au aceleași drepturi pe care le avem și noi. Deci am organizat acest flashmob pentru a sensibiliza societatea noastră. Eu vreau să zic, să scot miturile care sunt, că HIV se transmite prin îmbrățișare sau cuprinderi, prin transpirație sau lacrimi. Toate acestea sunt mituri. Susțin aceste persoane și că nu suntem indiferenți, pentru că anume indiferența cetățenilor duce la un dezastru.
În Republica Moldova funcționează 12 centre prietenoase tinerilor. Acțiuni de comemorare a victimelor HIV-SIDA s-au desfășurat în mai multe localități din Republică. Progrese în domeniul șahului la Soroca. În incinta liceului Constantin Stere din Soroca a fost deschisă o sală performantă de șah. Acum elevii vor avea condiții mai bune de antrenamente. De 2 ani, elevii liceului Constantin Stere participă la lecțiile de șah. Chiar și așa, timp scurt, tinerii șahiști au obținut rezultate bune la competițiile raionale. Pentru a motiva și mai mult copiii să participe la acest sport, a fost inițiat proiectul de dotare a unei săli cu utilaj necesar. Am aplicat la Academie de Șah Viorel Bologan, unde am fost acceptați să avem așa sală. Deci am fost dotați cu 15 mese specializate de șah, două calculatoare, un televizor și 15 seturi de șah și ceasuri și 30 de scaune. Costul total al acestui proiect este de 90.000 de lei. Recent, Ministerul Educației a lansat un proiect de cultivare, de răspândire a șahului în școli, în instituții de învățământ din Republică, la inițiativa Parlamentului European. Anul acesta, Guvernul Republicii Moldova a preluat inițiativa și a decis organizarea unor centre în fiecare raion de Republica Moldova de promovare a șahului. Șahiștii au primit în dar și un televizor oferit din partea Guvernului, Ministerului Educației și Academiei de Șah, iar din partea președintelui raionului Soroca, instituția a primit în dar o tablă demonstrativă de șah. La eveniment a fost prezent și Viorel Bologan, cel mai bun șahist moldovean, care a câștigat în cariera sa peste 40 de turnee internaționale de anvergură. Acesta a felicitat copiii pentru posibilitatea de a juca șah într-o sală performantă și chiar a jucat câte o partidă de șah cu pasionații de acest sport. Copiii talentați noi am avut tot timpul, unica ce ne-a lipsit nouă asta să lucrăm cu ei și să îi promovăm. Noi vrem ca prin intermediul șahului copilul să crească gânditor, chipzuit, ca în viitor, în orice clipă vieții, să aibă capacitatea asta, abilitatea asta de a gândi înainte de a face o mutare. Deci, de fapt, asta e cerința principală a șahului. Eu cred că anume la probele individuale are șansă Republica Moldova să participe cu succes pe arena internațională, pentru că în probele unde participă echipe numeroase, șansele clar că sunt mult mai mici. Antrenorul de șah a îndemnat copiii să frecventeze lecțiile de șah cu regularitate, menționând că șahul este un sport care disciplinează jucătorii și îi face mai responsabili. Jocul de șah este o boală. S-a spus multe că contribuie la înțelepciune, la raționalitate, la toate și mai departe. Eu aș adăuga că este și o boală, dar este o boală benefică. Vă zic că scocotec în ghilimele, în bunul înțeles al cuvântului. Cine se îmbolnăvește de ea, cu adevărat, nu se vindecă toată viața. Eu mă ocup cu șahul aproximativ de 3 ani. E posibil că am ținut. Numai dacă aș juca cu domnul unul la unul, eu cu siguranță aș pierde. Pe viitor, cred că o să folosesc mișcările și modul de gândire pe care le-am văzut și le-am însușit de la domnul Bologan. Cei mai mici jucători de șah au prezentat și scenete tematice. Ați vizionat principalele știri ale rețelei Aici. Puteți urmări și comenta știrile noastre pe site-ul aici.tv.md. Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați, suntem aici, alături de dumneavoastră.